Micuții, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. O simțire nouă îi rumenește obrajii bălani, în părul ei blond se cletină o camelie albă, clipește rar, vrea să-l vază mult, mult, necontenit. Copilul doarme, cămășuța subțire ei s-a ridicat la umeri, e gol mai tot, cu urbe grațioase și adânci îi despart musculatura. Un cârlionț auriu îi se mișcă în mijlocul frunții. A scâncit, ca un câine necăjit în somn, își potrivește buzele umede și le-a țuguiat ca o pâlnioară. A început să sugă, visează. O fășie de lumină scutură pe corpul lui fraged, luciri moi, reflexuri calde, trandafirii tremurătoare, buricele deștelor, parcă sunt niște boabe de coraliu. Un îngeraș de Murillo. Din părul mamei se desprinde camelia și cade pe picioarele copilului. Tresare, se întinde apăsând cu călcâiele în cutele mărunte ale cerceafului alb ca zăpada. Aruncă mânele în lături și doarme, și doarme, senin și nemișcat, ca într-un tablou. Ah, e adorabil! Firește, e primul, este mumă, și până acum n-a iubit pe nimeni. Pe nimeni, s-a măritat ca 99% din lumea mare. Se pleacă și îl sărută. Să-i fi spus cineva că va săruta pe vreo ființă acolo unde și-a sărutat copilul. Ce rușine! E adorabil, da, și râsul este fals. Serafita a văzut de atâtea ori pe măsa, potrivindu-și surâsul în oglindă, încât și ea micuța sură de oamenilor cu o cochetărie absurdă prin pentru mintea și vârsta ei. Serafita a auzit de atâtea ori pe mama ei vorbind de lumea bună, încât într-o zi a spus despre o prietenă a ei de 5 ani că frumoasă e, dar n-are manieri din lumea bună. Multe luni, selectedul capitalei a repetat uimit fraza copilului de geniu. Știți ce a zis Serafita? Da, și câți ani e? N-a împlinit 7. Cum? Un adevărat geniu. Serafita critică deja rochiile cocoanelor, preferă bejul ca și mama ei. La masă ține furculița și cuțitul în perfecție și știe atâtea lucruri pe care nu le pricepe, încât este un copil fenomenal pentru cei care nu pricep copiii. Dar pe Serafita au pus-o la carte. Ei, ia că cu ce nu se împacă Serafita și este tristă, o întristare de bătrân. Doarme în leagă în sora lor cea mai mică. Ele sunt mari, foarte mari, una aproape de 5 și cealaltă aproape de 6 ani. Cum să nu fie mari? Cea care doarme e numai de câteva zile. Măsa le-a trimis să joace împrejurul leagănului și de s-a deșteptat fetița să cheme pe doda ei. Vorbesc încet și cu minte. Tu ai văzut-o? Da, și e mică de tot și are ochi. Și gură? Amândouă pe gânduri. De unde o fi venit? Mama a zis că o să cumpere un frate mic, mic. Dar deodată o rup la fugă strigând, Dodo! Dodo! Mama tresare în odaia de alături. Dacă s-o fi răsturnat leagănul. Dodo! O bănățeancă voinică se repede speriată. Ce? Ce s-a întâmplat? Surorile liniștite și una după alta. Dodo, fetița nu s-a deșteptat. Nu s-a deșteptat. Doica râde cu hohot. Ele, foarte serioase, se duc să păzească pe fetița, mică de tot, și vorbesc încet și cu minte. Eu n-am văzut când a venit, nici eu, dar n-a venit pe poartă, nu, n-a venit pe poartă. E o teribilă problemă. Se uită una la alta, mirate, naive, sfinte, în ochii lor albaștri este atâta grijă. De unde a venit? Parcă li s-a făcut nițică frică. De ce? Nu știu nici ele, dar pleacă amândouă să cheme pe doda, că fetița nu s-a deșteptat. De ce să nu-i dau tată? Săracul moșu, un ban.
Noi avem mai mulți bani. Pe drum trece unul cu alune prăjite. Ăla cu alune, câte dun bani? 15. Una, două, trei. Vezi, copilul tatei, câte alune cumperi cu un ban? Și moșul e urât. Tii, ce urât! Copilul tatei este încă om. Mănâncă alunele și se gândește. E urât moșul? Da, dar e foame, săracul moșu. A mâncat alunele și copilul tate n-a înțeles. De ce să nu-i dau tată? E bătrân și nu vede. A doua zi chemă pe Simigiu. Cu un ban băgă băiatului un covric pe o mână și unul pe cealaltă. Vezi, copilul tatei, cât face un ban? Doi covrigi? Și moșule urât și bagă copiii în sac. Copilul tatii este încă om. A mâncat covrigii și întreabă pe tatăsu. Nici când o muri de foame să nu-i dau un ban? Privirea cămătarului bogat se încruntă. Nu cumva copilul său este stupid? Se plimbă nervos, caută ceva, e slab și palid. S-a rumenit, a găsit cu ceva convinge pe micul risipitor. Într-o zi vine un cerșetor. Dați și moșului un ban și să vă dea Dumnezeu spor și sănătate. Copilul tatii și aduce aminte de alune de covrigi, 15 alune de un ban, doi covrigi cu susan de un ban, stă pe gânduri, în capul lui se petrece o luptă. E prima luptă dintre a fi sau a nu fi om și este încă. Moșul are o barbă albă până la brâu și cocoșat și zdrențăros și slab și mâinile uscate, uscate. Tată, și copilul stă din vorbă, tată, iar stă, tată, dă-mi să dau moșului un ban, a mai venit odată. Ioane, Ion a venit, Ioane, du-te cumpără de un ban, bomboane, prăjituri și jucării. Copilul face ochii mari, mari și bomboane și prăjituri și jucării. Ion a sosit. A adus de un ban, un cornet de bomboane, o cutie cu prăjituri și un drum de fier cu mașină și 5 vagoane. Cămătarul dă un ban copilului. Cerșetorul repetă trist și lung. Dați și moșului un ban. Copilul tati, ce vrei tu? Să dai moșului banul sau să-l dai lui Ion ca să plătească bomboanele, prăjiturile și drumul de fier? E, nu-i mai dau moșului, că moșul bagă pe copii în sac și daci încolo. De câte ori copilul tatii auzea pe vreun cerșetor, zicea, da, să-i dau un ban, că te nu cumpăr eu cu un ban. Gugulanul e blând și vesel și bun și fericit, cu niște ochi negri mari și strălucitori. Pletele sale, gălbui cum sunt căpușile de salce la flori, îi cad pe umeri în rotocoale fantastice și e mic drăguțu, dar viu, viu și necontenit cu câte o grijă pe suflet. El a dat un pie la moșul ăla și deștul lui subțirel arată în sus, spre tavan, pe moșul ăla. Dar poi știe și o poezie. Cine n-a văzut erou în viața lui, n-are decât să privească la Gogulanu când spune poezia. Mege Dacia găbește, pe gâdaci de risipește. Știți cum îi se întunecă privirea? Richard, inimă de leu, n-a privit mai strașnic decât privește Gogulan la gâdacii din Dacia. Un iredentist. Mititica din poarta grădinii icoanei e ciupită de vărsat și are niște ochi albi, albi ca doi franci. Ea întinde talerul de lemn și cere blând din întuneric acelora din lumină. Într-o zi i-am dat un ban și un strugure și a ridicat ochii albi în sus, mi-a surâs. În viața mea nu voi uita acest surâs de pe o mască îndurerată cu ochii mari și orbi.
și fără să mă gândesc că voi controla mila oamenilor, m-am așezat pe o bancă din apropiere. Pe un domn elegant l-a împiedicat mănușile ca să-i dea. A voit ca să scoată din buzunar, dar n-a izbutit mănușile. Un altul a scos un pumn de argint. I-a fost milă, dar n-avea schimbat. O milă care niciodată n-a trecut de 10 centime. A profitat de acei ochi care nu vedeau și s-a dus uitându-se îndărăt. Când m-a văzut, s-a înroșit. O doamnă s-a luptat cu evantaiul, cu umbreluța și cu rochia și n-a izbutit să scoată pormoneul. Într-un ceas, 10 din 15 i-au dat. Mă sculai să plec, dar văzui un mic ștrengar, desculț și cu capul gol, care se apropia încet, încet de cerșetoare. Un moment se opri, privi cu lăcomie la un coș cu struguri negri, apoi aruncă niște ochi sinistri asupra cerșetoarei. Mă pitulai după un boschet de liliac. Vedeam tot și nu eram văzut. Ștrengarul stă drept în fața fetei. Îi auzi răsuflarea, deschide gura, dă să vorbească. Glasul lui tremură, se oprește, se șterge pe frunte. Îl auzi, abia îi se aude glasul. Dacă îmi dai 5 parale, îți dau un ban, că mama atât mi-a zis să-ți dau. Mititica pipăie averea sa, pipăie și întinde un 5 parale în vârful degetelor. Ștrengarul ia repede și dă o piuliță rotundă ca de mărimea unui ban de 10. Cerșetoarea îi zise prelung și blând, Boda proste, boda proste. Mă scol repede. A, micul escroc, îi cântărește olteanul în strugure negru. Se văd semnele crimei. Clipește des, se uită în toate părțile și tocmai când luă ciorchinul de coadă, la puc de ureche îl strâng și zic cu asprime exagerat într-adins, De unde ai luat banul, hoț mic? A tresărit, a scăpat strugurile, a început să tremure, s-a făcut alb ca hârtia, lacrimile-i curg și pun obrașii pe celălalt. Mi s-a făcut milă, dar totuși am avut hainia să-l duc la cerșetoare ca el cu mâna lui să-i dea ciorchinul de strugure. Ia că, fetițo, un băiat bun și milos, îți dă ție un strugure cumpărat cu banul lui pe care i l-a dat măsa, fiindcă s-a purtat bine și și-a învățat lecția.